Un incendiu de proporții a izbucnit la etajul unei case din municipiul Brăila, în timp ce proprietarii se odihneau. Vecinii au observat fumul care se ridica spre cer și le-au bătut în poarta acestora pentru a se trezi și a se feri din calea focului. Oamenii au ieșit la timp din locuință, însă incendiul a făcut prăpăd în urma lui. A fost afectată și o casă învecinată aflată în construcție. Casa cealaltă ce a luat foc, nu știu să vă spun așa, vecinii la noi în curte, plânge și nu știi, dormeau. Eu am văzut focul, dar de unde, nu știu, am bătut în poartă, i-am trezit în somn. Da, aici nu locuia nimeni? Nu, asta aici. Nu locuiesc, ci construcții. Își fac achiziționații materiale pentru... Cât i-am amărât și când i-a cărșit pe băiețul ăsta. Ce ziceai, e singur? Ieri, doi copii, numai un salariu, s-a prăbutat în bani, cât i-am făcut. De acum fumul până în... sus ridicat, negru, au bătut niște femei în poartă acolo ca să iasă careva, târziu a ieșit și a văzut dumnealui când a deschis ușa, atunci a văzut flăcările. Spune că de la curent. Inspectoratul pentru situații de urgență Dunărea Brăila a intervenit cu 4 auto speciale de stingere cu apă și spumă pentru lichidarea incendiului. La casa din care a pornit focul a ars mansarda cu o suprafață de aproximativ 100 de metri pătrați cu toate bunurile din ea, iar la cea de-a doua a ars acoperișul pe o suprafață de aproximativ 90 de metri pătrați. Pagubele se ridică la aproximativ 80.000 de lei. Cauza probabilă este un scurt circuit la instalația electrică a primei locuințe.